seara și bine ați venit cu drag la profanai pe exerciții de matematică la geometrie. Începem tema pentru... Acasă! Tema pentru acasă, clasa 7-a. Tema la geometrie. Problema 4 de la pagina 119. Care sunt așa, fie ABCD un paralelogram, scriem în ipoteza asta. După aceea avem un paralelogram de centru O. Ce înseamnă asta? Habar n-am. Diagonalele se înjumătățesc. Așa cred și eu, copii. Și eu la fel. Că diagonalele se înjumătățesc. Nu știu cum o să scriem asta, așteptăm pe domn profesor să ne ajute. A cu D. Haideți să facem figura. A, B egal cu B, C egal cu C, D egal cu A, D. Deci, ce paragram de centru O? O. Punctul O este centru de simetrie. De simetrie, nu a diagonalelor? Păi ăsta e. Ăsta e simetria? Da, da, da. Aha. Din cauza asta vorbește. Și în ipoteză, cum credeți că ar trebui să trec asta? Deci, O, zicem, AC intersectează BD. AC. Diagonală, BD, și egal cu O. Am înțeles. Asta înseamnă, băgați la cap, da? Dacă M și N sunt, dacă M și N sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv DC, deci avem așa, AM congruent cu MB, că zicem că M e mijloc, da? Cu M aparține lui AB. Și e mijloc, după cum vedeți. Și DN congruent cu NC, da? Cu N aparține lui DC, clasa 7-a. Da. Așa. Arătați că, în ipoteză, în concluzie, arătați că O aparține lui MN segmentul închis, adică e în interior, și că OM este congruent cu Adi, 4 de la ce pagină? 118. Asta e de la linia mijlocie, de la 119. Mai copil. Hai că facem de la 118. De la ce pagină? Copiii, îmi pare rău, mai spuneți o dată? Suntem o minizme ca să scrie mult. Așa. Deci 4 de la 118, zice Adi. Fie ABC un triunghi echilateral, în ipoteză. Avem ABC, triunghi echilateral. Avem și în exterior se construiesc pătratele. A, B, D, E. Haideți să facem un triunghi echilateral. Triunghi echilateral știm că au toate laturile egale. Are toate laturile egale. În exterior se construiesc pătratele. A, B, deci pătratul A, B, D, E. Ce știm despre pătrat? Are toate laturile concurente. Sunt grade 90. Un profesor zice, eu mă pricep foarte tare la desen. Ești cea mai talentată. Așa este. Ce e cea mai talentată? A, B. Construim pătratul. A, B, D, E. A, B, D și E. După aceea construim pătratul AC, FG, pe AC facem iar pătrat. Deci măsurați latura AC. Mi-a ieșit. Așa, bine. Mă, profesor, sunt antitalent, da. Dar o ajut eu. Mă las să mânca, domnul. Deci pe cine nu e? Așa, AC
A, C, F, G. Deci, fie un triunghi echilateral ABCD și pătratele A, B, D, E și A, C, F, G. Pătrate. Așa. Arătați că, în concluzie, arătați că DC este congruent cu BG și aflați măsura triunghiului, măsura unghiului determinat de dreptele DC și BG. DC, DC. Stai mama puțin. DC și B, G. Aici se... Domnul profesor, nu este loc figura. Care? De ce? Da, și linii cu asta. Și care unghia? Deci arătați că D, C e congruent cu B, G, ca asta. D, C, este cât asta. Da, și pare. Măsura unghiului format din cele două drepte. Măsura unghiului celor două drepte, aia asta de aici. Asta e unghiul cu banii celor două drepte. Ia să mai facem și un pic de pățe. Unghiul ăsta. A, ăla e unghiul. Unghiul format de cele două drepte, nu așa? Așa da. Ai zis. Nu e ăsta. D, C și B, B. Păi, dacă știm pe ăsta, știm și pe celălalt. Aha, ăstea s-o pute la băr? Da, da. S-o pute la băr? Și ele și ei sunt suplimentare. Ăsta și cu ăsta fac 180 de grade. L-am putea vedea ca un paralelogram pe DG, B, B, C, DG? B, C, D, G, așa? Da, zic eu, da. Nu, no, da, nu, da, da, da. Gata, domnul profesor. Mai citesc o dată problema ca să o explicați dumneavoastră. Da. Fie ABC un triunghi echilateral. Bun. Și în exterior se construiesc pătratele A, B, D, E. Deci A, B, C, triunghi echilateral. Ce înseamnă când am pronunțat cuvântul triunghi echilateral? Are toate laturile de și unghiurile de 60 grade. Toate laturile congruente și unghiurile de 60 grade. Da. Important lucru. Construim în exterior pătrate, am înțeles. A, B, D, E și A, C, F, G. Bun. Când zicem pătrat, ce zicem? Paralelogramul? Paralelogramul cu toate laturile congruente. Care este paralelogramul și dreptunghi și romb se numește pătrat. Deci paralelogramul care este și dreptunghi și romb. Mai întâi eu aș zice rombul cu unui drept. Da. Când am zis rombul cu unui drept, rombul are toate laturile clar, toate laturile sunt. Rombul are toate laturile congruente. Da? Și dacă are unui drept, e gata, e dreptunghi. E pătrat. Da? Deci rombul ce este? Asta e figura, nu? Da. Asta e rombul. Ce știm că este rombul? Paralelogram cu două laturi alăturate și congruente. Alăturate congruente. Da. Cu două laturi alăturate, oricare două la care te opriți să fie congruente. De fapt, toate laturile sunt congruente. Corect. Iar fiind paralelogram, laturile opuse sunt congruente două câte două. Dar dacă două sunt congruente pe cine, de fapt toate laturile sunt congruente. Paralelogramul este, rombul este patru lateruri cu două laturi alăturate congruente. Mm. Și dacă rombul ăsta are și unul drept, atunci e dreptunghi, pentru că unghiul ăsta e cât ăsta, ăsta și cu ăsta fac 180 de grade, că ăsta este 90 de grade și ăsta e tot 90 de grade, deci e clar că toate unghiurile sunt 90 de grade. Și aici zice că așa, pătratul are toate laturile congruente între ele și toate unghiurile congruente între ele, având măsurile de 90 de grade. Corect. Și pătratul are diagonalele congruente. În rom, diagonalele nu sunt congruente. În pătrat, da. Da, sunt congruente. Perpendicularele între ele. Și perpendiculare între ele. Da. Și bisectoarele unghiurilor. Păi da. Dacă e vorba de romb, e bine, în romb diagonale sunt și bisectoare. Sunt perpendiculare. Deci preluăm toate proprietățile de la romb, da. Și mai adăugăm în plus că diagonale sunt congruente. De la dreptunghi. De la romb. Rombul este cel care are diagonale perpendiculare. Perpendiculare, dar congruente cine le are, domn profesor? Diagonale congruente le are numai
cine? Dreptunghiul. Asta ziceam, deși, da? La dreptunghi. Da. Dar noi, ca să nu facem... În definiția, nu de ce le zice că e patru paralelogram care este și dreptunghiul. Hai să facem un pic, să trecem în revistă toate aceste patru. Ce știm, da. Deci, prima dată am vorbit de panogram. Da. Panogramul este patru lateral, care are laturile... Laturile opuse, paralele două câte două. Asta e definiția. Da. Asta e paralel cu asta, asta e paralel cu asta. Da. Proprietăți de caracterizare sau de echivalență în, la definiție. Înseamnă așa. În loc să spun laturile opuse, paralele două câte două, spun numai două, la două din ele mă opresc cu paralele și congruente, el este ca și cum aș vorbi de definiția paralelogramului. Da. Unghiurile deci, opuse. Atenție! Deci definiția dată de început este asta, patru lateruri, în care laturile opuse sunt paralele două câte două. Acum, un patru later este paralelogram dacă și numai dacă. Paralelogram dacă și numai adică, adică în loc să spun astea paralele două câte două, mă opresc doar la două din ele, paralele și congruente. În loc să spun de paralelismul celor două, dau că și astea sunt și congruente. Mai am varianta. Elimin paralelismul și zic congruente două câte două, adică astea două congruente și astea două congruente. Corect. Unghiurile opuse congruente. Două câte două congruente, adică nu numai două congruente, ci și celelalte congruente. Da. Unghiurile opuse congruente. Diagonalele. Diagonalele se înjumătățesc și două unghiuri adunate de oricărei laturi. Da. 180. De partea oricărei laturi fac 180 grade. Asta este paralelogram. Când am deschis cuvântul și am zis paralelogram, toate cinci cu definiția sunt în capul meu prezente. Bun. Acum dreptunghi. Acum dreptunghiul. Am de-a face cu un paralelogram. Un paralelogram cu un drept. E dreptunghi. Asta este. Da. Deci, toate proprietățile la paralelogram sunt luate. Și are și știm care e unghiurile de 90 grade. Și atunci, fiindcă ele opuse erau congruente, două câte două, și acum am unul din 90 de grade, apoi astea împreună făceau tot 180, atunci ăsta e din 90. Corect. Deci eu spun, de-aia spun cu un singur unghi. E de ajuns. E de ajuns, pentru că toate celelalte vin natural. Corect. Din paralelogram. Da. În schimb, mai are diagonalele. Sunt concrete. Noutatea este asta, că la dreptunghi, diagonale. Dacă la paralelogram diagonale nu erau egale, se înjumătățesc doar. Doar se înjumătățesc. La dreptunghi, diagonalele devin egale. Congruente, da? Da. Au aceeași lungime. Așadar, noutatea e asta. Paralelogramul cu un drept devine dreptunghi și el acum se bucură de o calitate, o proprietate în plus, diagonalele sunt congruente. Ok. Da? Da. Acum avem romb. Rombul. Rombul este paralelogramul de aici. Da. Cu două laturi alăturate congruente. Deci, practic, când am zis două laturi alăturate congruente, sunt nevoie să spun că asta e cât asta. Corect. Sau aia cât aia. Da? Sau ăsta două congruente. Da. Ei, în momentul de față, deci paralelogramul cu două laturi alăturate congruente, îl face pe acesta cu toate laturile congruente. De ce? Dacă astea două sunt congruente, cum în paralelogram avem ăsta e cât asta? Da. Asta e cât asta? Înseamnă că toate sunt egale. Toate e egale între ele. Corect. Deci de aceea vine în plus. Rombul nu are niciun unghi 90 grade, în schimb diagonalele sunt perpendiculare. Diagonalele sunt perpendiculare, diagonalele sunt bisectoare ale unghiurilor. Sunt și bisectoare aici. Asta da. E, da? Sunt și bisectoare. În paralelogram nu. Corect. Asta e noutatea. Da, asta e noutatea. Diagonalele sunt perpendiculare aici, când am zis romb. Și sunt bisectoare. Și sunt bisectoare. Asta. Și acum pătratul. Pătratul înseamnă ăsta de aici cu unul drept. Deci, el, așa cum îl vedeți, dat într-un colț și a devenit așa. Toate laturile egale acum. Toate laturile care de aici. Corect. Da, toate laturile. Unghiurile de 90 de grade. Grade. Păi, dacă unul e de 90 de grade, toate sunt de 90 de grade. Da. Unghiul ăsta, diagonalele sunt bisectoarele. Sunt bisectoarele. Sunt și bisectoare la 4, sunt bisectoare a celor de 90 și înseamnă 45, 45, 45 toate. Și sunt și congruente. Sunt și congruente pentru că asta e noutate. Ele rămân perpendiculare. Sunt perpendiculare, sunt congruente, că sunt bisectoare. Sunt și bisectoare, deci diagonalele. De ei sunt bisectoare. Da? Deci am lămurit teoria la toate. Am trecut în revistă tot ce trebuie despre patru latere. Da. Poftim. Eu am o soluție pentru problemă.
Noi ne-am ocupat de altceva, tu ai făcut problema, e foarte bine, dar să ne gândim și noi un pic, da? Da. Eu trebuie să pătrund de probleme, că nu știu nimic de pe acum, problemă. Acum pătrundem și noi. Deci avem ABC triunghi echilateral. ABC triunghi echilateral, imediat, nu degeaba. Nu degeaba, ABC triunghi toate laturile congruente unghiule. Un pic, Mirna. Hai că să dau alte probleme. Dar are alta, domnule. Are pe 5, da? Da, da. Așteaptă atunci. Ca să nu pierzi timpul. Am mai vorbit cu tine. Da. Pe mine mă presez foarte tare și nu pot să-mi conduc lecția. Deci, înțelege-mă. Uite, Miruna, ca să să-ți dau ceva de lucru, că văd că dacă tu n-ai de lucru, s-ar la mine. Are, domn profesor, mai are nu, nu, probleme. Nu, îi dau acum. Sau tu gândești la probleme. Da, ți-ai probleme. Dacă nu ai a doua, a treia, a patra. A cincea, care mai stai? 4, 5, 6 și 7. Deci 5, 6 și 7, succes. Așa. Deci așa. Triunghi echilateral. ABC. Toate laturile concrete, unghiul de 60 de grade, da? Da. Pe latura AC am construit un pătrat. Imediat spun, măi, toate laturile egale, diagonale sunt perpendiculare, diagonale sunt bisectoare, unghiul este de 90 de grade, ăsta e pătratul, da? Două pătrate. După care, trebuie să arătăm că DC ar fi egal cu BG după ce desenul ăsta. Ar fi prima întrebare. Da. Deci, după ce am construit pătratele în exterior, trebuie să arătăm că DC este cât BG. Așa parcă văd. Da? DC congruent cu BG. Da? Și că măsura unghiului... O să vedem. Și măsura unghiului, ai zis tu? Dintre cele două drepte. Adică, dacă notăm cu O punctul de intersecție, măsura unghiului D-O-G. Măsura lui D-O-G. Egal cu cât? Egal semnul de mare. Începem să văd unde e problema. De ce mi se dau toate aceste lucruri? Deci, latura asta, fiindcă asta e cât asta, cât asta, și am construit pătrat, într-un pătrat toate laturile sunt egale, deci segmentele care sunt egale ale... Cele două pătrate sunt de aceeași, au laturile de aceeași măsură. Corect. Da? Toate segmentele cele care le-am punctat sunt de aceeași lungime. Și acum, fiindcă mi se cere de C cât BG, care ar fi ideea de bază? Ce bine ar fi ca pe DG, AD? Să le prindem două. Și pe BG. Unde să le prindem? Două triunghiuri. Și triunghiurile ăla să fie congruente. Și congruente din alte motive. Atunci ne-a reșit că și DC ar fi cât BG. În ce triunghi vezi tu pe DC și pe BG pe rând? În ce triunghiuri? În DC, nu are? Da. Da. Zi adu-te. DBC, tu vezi pe DBC ca fiind un triunghi care te mulțumește pe tine, da? Da, cu BAG. Hai să le hașurăm. Cele două triunghiuri. Da? Despre cele două triunghiuri, dacă o să vedem că sunt congruente, cum Anca, în ele intră DC și BG, tu fericită vei fi în pădița acestea, da? Dar acum povestea este cum arăți că triunghiurile acestea sunt congruente. DBC și ABG. DBC și ABG. Să vedem cum arătăm că sunt congruente. Exact. De ce stai pe gânduri? Exact. Sunt la cele două triunghiuri deja sunt marcate niște segmente. Da, AG congruentă cu BC. AG din triunghiul ăsta, AG, există, nu? Da. Asta de aici, cu cine? Cu BC. Cu BC de aici, da? Da. Da. Așa, pe urmă. După aia, DB cu... DB cu AB. DB, da. Deci, iată, e clar că ai în momentul de față... Și unghiul dintre ele... Unghiul dintre ele, oare l-ai stăt? Trebuie nebunit, Adi. Unghiul ăsta, câte grade să aibă? Cam, nu cam, sigur, cam.
Nu că 100 și ceva, dar din cine e compus adică, să poți să răspunzi? Din D, B... Din unghiul pătratului, care ai, știi că e 90. Da. Și unghiul de la, de la trunchiul echilateral de 60, domn profesor. 150. Păi nu-i cam, e sigur. Păi nu-i cam 100 și ceva. Păi nu, nu-i vorba de a veni cu aproximații, ci ar veni cu precizii din motive foarte precise. A, da. Deci tu nu dai, nu faci o evaluare așa aproximativă a măsurii unghiului, ci unghiul DBC e format din două unghiuri adiacente, ce înseamnă adiacente? Vecine, separate de latura BA, două unghiuri adiacente, adică e vorba de DBA și ABC. DBA este a pătratului, care e 90, iar ABC este a triunghiului echilateral, de 60. Deci 150. Dar pe partea cealaltă, unghiul BAG, tot unghiul dintre ele. Așa. Tot așa de 150, pentru că măsura lui GAC e de 90, că e... Unghia acuia pătratului. A pătratului și alu BAC, că e unghia triunghiului echilateral. Asta e motive. Vă consideți din motive foarte precise, nu așa. Se pare că după cum mă uit eu la el așa, este două unghiuri s-ar putea să fie congruente. Și cam 120 cam, de grade. Așa. Bun, sunt congruente, deci atunci da. Toate elemente vor fi congruente și în condițiile astea? D, C, congruentă cu B, G, ceea ce trebuia să demonstrăm. Hai să pornim la treabă. Da. Demonstrație. Demonstrație. Anca, te rog să vorbești. Pietriunghiurile D, B, D, B, C și triunghiul A, B, G. Vezi pe cele două triunghiuri, poți afirma că au, te rog. B, C, cu A, B. B, C, B, C, congruent cu? A, G. A, G. A, G. Din ce motiv? Triunghi echilateral, ABC, triunghi echilateral și ăsta pătrat, nu? Și toate congruente acolo. Poți să spui că BC, ca să fie, să fie redactarea cât se poate fi clară, BC e congruent cu AC. BC e congruent cu AC. În paranteză spune triunghiul ABC, ABC echilateral. Dar din ipoteză. Din ipoteză, sigur. Dar în ipoteză spune doar că e triunghi echilateral. Și pătrat. Dar nu, n-am desfăcut acolo. Ah. Laturile sunt congruente cu toată povestea. Acum folosim chestia asta. Deci BC este cât, am spus că e cât AC, iar AC este cu AG, AC, congruent cu AG, din faptul că A, B, C, A, C, F, G, A, C, F, G, G, pătrat. Este nevoie să facem această argumentație. Pentru că altfel nu se înțelege. Și dacă profesorul nu vrea să spună, din ipoteză nu văd scris în ipoteză. Vedeți undeva scris în chestia asta? Că B, C, cât A, G? Nu e scris în ipoteză. Da? Nu-i scris. Corect. Eu care spun, fac afirmația că e din ipoteză, abia după ce traduc chestia asta, să vede. Și vin aceea aceea, atunci pe ce e cât aceea, să vede, am motivat. Clar. Ce mai am încă? D, B, cu B, A. D, B. Cu? B, A. Cu B, A. Și din ce motive, Anca? Să motivăm, să scriem asta. De B cu B, ai zis, da? Da, pentru că de... fac parte sonatelele pătratului. Așa, mă. Pentru că, în paranteză, spunem A, B, D, E, A, B, D, E, pătrat. Adică ăla se știe că într-un pătrat, laturile toate sunt congruente. Asta i-am spus noi, da? Și încă ceva, acum mă întrebui, obligatoriu. Unghiul DBC
zice, măsura lui DBC este egală cu măsura lui DBA, măsura lui DBA. Așa, da? DBA plus măsura lui ABC, ABC și egal cu 90 de grade plus 60 de grade, 150 de grade. Pe de altă parte, măsura celuilaltului, măsura unghiului BAG, BAG, este egal cu măsura cui? Deci BAG din, zi tu, deci BAG se compune din BAC, BAC, din până, da? Deci măsura lui BAC plus măsura lui păi BAC, da? Tot ăsta. Se compune din ăsta de 60 cu ăsta din partea asta. Cu CAG. Cu măsura lui CAG. Care este de 90 de grade. Deci vine 60 de grade plus 90 de grade și face 150 de grade. În final, se vede acum din cele două că am posibilitatea să afirm cu măsura lui DBC este egal cu măsura lui BAG și atunci suntem în cazul de congruență latură-unghi-latură. Deci conform cazului de congruență acolată din toată chestia asta, conform lul, latului latură, triunghiul luat în discuție, adică e vorba de triunghiul DBC congruent cu triunghiul ABG ABG și de aici rezultă că DC congruentă cu GB, ceea ce trebuia să demonstrăm. DC congruentă cu GB. GB. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Da. Și noi ne-am obișnuit, spune și celelalte elemente. Măsura unghiului de, nu, BDC. BDC. Adică puteam să spui tu BDC. Ce fel de triunghi este triunghiul ăsta BDC? Cum era? Isoscel. Este isoscel care are pe da. BD cât BC. Da? Da. Deci cum BD congruent cu DC. Cu BD congruent cu DC. Cu BC. BD congruent cu BC. BC. Rezultă că triunghiul DBC este isoscel. DBC. Isoscel. Da. Și de ce rezultă că măsura unghiului BDC BDC cu congruentă cu măsura lui... Nu, măsura este egală. Măsura. Egală cu măsura lui BCD. BCD. Și tot așa. Și egală cu cât? Chiar putem spune. Cu 60... Nu, 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 că ăsta este 150 în total. Da. Și atunci astea două cât fac împreună? 30... Nu. 30. Păi fac împreună 30, da? Da. Și pe jumătate 15 grade. Așa, 15 grade. Adică am spus mai mult. Unghiul BDC cu BCD, aceste două unghiuri ale fiecărui triunghi, dacă ne ducem în parte, o să vedem că sunt de 15 grade. Da, dar de ce sunt ele congruente? Păi, BCD nu este egal cu BC. BD e cât BC. Da. Pentru că triunghiul a fost echilateral, am construit pătratul, deci triunghiurile sunt congruente și sunt triunghiuri chiar isoscele. Și isoscel cu ăsta de 150 înseamnă că astea sunt de 15 grade. Dar și pentru triunghiul A. Sigur că și da. Și pentru triunghiul BAG. Deci 15 grade. Da, și pentru triunghiul BAG.
Adică avem, și... avem și B, A congruentă cu A, G. Așa este. Da, B. A, B, hai să zic, A, B. A, B congruentă cu A, G. Da. Și deci rezultă că triunghiul B, A, G, echilateral. Nu, isoscel, pardon. Isoscel, da. Isoscel. Și deci rezultă că măsura lui A, B, G. Da. E egală cu măsura lui A, G, B. Și egală tot cu 15 grade. Faci tot 15 grade. Deci cu alte cuvinte, cele două triunghiuri sunt congruente, sunt isoscele și au un gâlâi de 15 grade. N-am mai spus că ăsta e cât ăsta, ăsta e cât ăsta. N-are rost să mă muncească. Toate am spus sunt de 15 grade. Da. Nu știu dacă folosește. Dar cert este că eu am muncit și am arătat chestia asta, da? Bun. Ei, și acum trebuie să ne ocupăm noi, Adi, să arătăm măsura unghiului. B, O, G. B, O, D-O-G. D-O-G. D. Adică D-O-G, format de cele două drepte. Ori cu ăsta, de așa care l-am marcat eu, imediat ne roate acum, că noi nu știm să facem asta. O să vedem situația asta grea. Deci vreau să vedem unghiul ăsta. B, D, O, G. Stăm o jumătate de minut măcar să ne gândim și noi, da. Că ne respectăm. Nu vrem să luăm exact ideea ta, că s-ar putea să găsim alte idei. Știi tu? Dacă găsim alte idei, atunci discutăm de amândouă. Asta este câștigul mare. Mai ce să facem noi, mă? De unde să prindem chestia asta? Deci unghiul ăla dintre cele două drepte. Ar trebui să fie opus. La vârf cu... El este opus cu ăsta la vârf. Da. Da, dar ăsta de aici, de unde să-l prinde? Bă, da, lasă. Să-l prinde de undeva, păi sigur că... Păi că avem 60 minus 15. 60 minus 15. 90 minus 15. 60 de cimitru aici, zice. Minus 15 ăsta. Da. Și face 45 aici, da? Da. Bun. Dacă l-aș ști și pe ăsta. Îl știu și pe ăsta, da, Miruna. Deci, e 15. 15. Și cu 45... E 60. 60 și atunci e 120. Da. Perfect. Da? Asta e. S-a prins foarte bine. Să vedem și noi. Oh. Da, eu da. Nu prind. Da, uite că insist eu. Da. Da. Pentru că, nu numai tu, și pentru prietenii noștri, exact. Care urmăiești. Urmăiești. Deci, dragilor, Miruna atacă foarte tare. Unghiul ăsta tot așa. Ce să-l facem? 60, ăla a triunghiului echilateral. A triunghiului echilateral. Ăsta da. E de 60. ABC, adică. Sunteți de acord cu asta, nu? ABC, copii. Da. Da? Ăsta e de 60. 60. Ea spune așa, și foarte fain spune. D-O-G, care se cere, da. Este de parcă B-O-C. B-O-C. Când o puse la vârf. Că o puse la vârf. Și acum se interesează, bă, o că, zice, dacă am să-l aflu pe ăsta micuț de... Pe și nu știu, zice, 15. Și dacă am să-l aflu pe cel din bă, o că, adică e 60 mai puțin... 15. 15. Păi, 60 minus 15... 45. 45. Și cu 15? Și cu 15... 60. 60. Și atunci rămâne să-l sunt 120. 180 minus 60, 120. Oh, super. Da. Da, deci așa... Cum redactăm? Vindem. Sigur că redactăm, nu e problemă. Tu du-te la cealaltă problemă, lasă că trebuie și noi. Da. Dacă vii cu soluții la cealaltă, nu-i da. Frumos? Da, te pupăm. Deci asta vreau să spun. Nu degeaba tot te împing în față. Caută independent și te duci pe soluții și tu te tot duci în față. Și noi venim de urmă. Lasă-ne să înțelegem și noi. Păi da, dar este important să pădurim și noi problema. Adică deci, înțeles? Hai să da, da, dar nu m-am gândit la... Nu te-ai fi da. Așa. Deci ea joacă foarte bine, îți duce cu unghiul opus, unghiul opus îl prinde într-un triunghi, asta e și retenea care o prinde ea. Deci unghiul D-O-G îl vede congruent cu B-O-C. Iar unghiul B-O-C aici, zice, dacă le-aș ști pe celelalte două ale lui, pe O-B-C și pe B-C-O adunate cât fac, mi-a reșit din 180 scad pe ăla. Și atunci merge foarte bine. Hai să vedem. Deci, cine merge la redactare?
Dumneavoastră să alegeți. Poftim? Dumneavoastră puteți să alegeți. Să aleg eu. Nu, dar tu de regulă te anunț. Eu și acum vreau. Păi da, și eu. Da, așa am zis și eu acum. Eu. Dar nu prea te-am auzit eu. Am zis așa încet. Da. Poate nu m-auziți. Da. Dintr-o nevoie de a nu te mai arunca așa, știi, din prima. Ce să... Eu. Așa zic, eu. Cum pornim? Păi D, în triunghiul D... Numai întâi așa. D, O, G. E congruent cu B, O, C. Deci, triunghiul D, O, D, O, G. D, O, G. Congruent cu unghiul. Cu B, O, C. B, O, C. Și spune-mi de ce. Opuse? La vârf. La vârf. Da, sunt opuse la vârf. Da. Și cum măsura lui BOC, măsura lui BOC îi... 180 minus celelalte două. Deci măsura lui BOC egal cu 180 de grade minus măsura lui OBC. Măsura lui OBC, nu așa? Da, dar nu știm cât e măsura lui OBC. Nu știm. Nu aflăm. Minus măsura lui OBC și minus măsura celuilalt. OCB. Măsura lui OCB. Încă o dată îi spun Adi. Deci BOC, da. Măsura lui BOC, înseamnă 180, că fac împreună. Minus OBC. OBC. Ce, da. Și minus BCO. Uh-huh. BCO. Da. Deci OBC și BCO. Nu știm cât adică, e măsură. Adică e vorba de ăsta micuț. Da? Și ăsta la tunici. Uh-huh. E scăzută și rea. Două. Dar pe ăsta micuț îl știm. Da, 15 grade. Cât din triunghiul ăsta? Da. Din 180 scăzut 15. Da. Deocamdată. Hai să ne ocupăm de OBC, că pe ăsta nu știm. Uh-huh. Măsura lui OBC este egală cu. Măsura lui OBC e egal cu. Deci ca să rămână numai ăsta așa marcat, înseamnă că din 60 adi, din tot... Scădem pe 15 ăla. Scădem pe ăsta, da? 15, da. Deci spune că este egal cu măsura lui ABC. ABC. Minus măsura lui AB. AB. G, da? AB, da. Măsura e A, B, G. Și egal cu 60, că ABC este 60, minus ABG, care este 15, și este egal cu 45 de grade. Iată că tu spuneai, nu știi pe OBC. L-am aflat acum. Da. 45 de grade. Bun. 45. Și acum pot spune, măsura lui BO cât la început? Măsura lui B. BOC egală cu 180 grade minus deschidem o paranteză rotundă. Putem așa. Sau pătrată, ca să zicem direct. 60, nu, 45 plus 15. Așa, 45 plus 15 deodată. Da. Și este așa, egal cu 180 minus 60. Adică egal cu 120 grade. 120 grade, nu am problemă. Dar puteam să zice și minus 45 și minus 15. Bravo. Și minus 45 și minus 15, da? Bun. Hai să vedem ce a avut problema asta nou. Da. Care v-a pus la încercare. De ce credeți că problema a fost dificilă pentru voi? N-a fost. Câte vreme am spus, aflați pe BG și pe DC, din practica noastră, din reflexul care îl avem, vrem două triunghiuri în care se intre acestea. Se intre latul acestea. Și era telefonată treaba, că DBC și cu ABG, să ne oprim la ele. Și că au șanse să fie congruente, da. Și ne-am dus în cazul latului în latură. A fost un unghiul dintre ele 90 cu 60, 150, da? Da. Și am insistat, noi nu știam de ce, habar n-aveam de ce, să constatăm că sunt și triunghii isoscele și de 15 grade. Ne-a folosit treaba asta? Da. Ne-a folosit foarte tare, pentru că
În triunghiul OBC le aveam ăsta deja de 15 grade, ăsta a fost de 60, a scăzut pe vârful ăsta micuț, așa 15 și atunci rămas 45. Deci, în final, unghiul care s-a cerut în problemă a fost ușor de aflat. Deci, ideea că trebuie desfășurat cât se poate de tare problema pe, în timpul demonstrației. Că noi ne puteam opri ani de numai la tâc, numai la ce? DC este cât BG. La revedere! Cum DC cât... Da, și după aia trebuia și să... Și era destul de greu, dacă da, n-am fi stabilit că unghiurile sunt de 15 grade. Da, că mai întâi trebuia să demonstrăm că măsura unghiului B e de 150 și după aia celelalte două unghiuri sunt de 15. Nu, cred că mi-ar fi fost destul de greu dacă... Nu. Ar fi trebuit eu să mă duc, măi, da. Am măsura de 150. Triunghiul este echilateral. Da, trebuia ea să ne întoarcem. Ne facem o problemă, să muncim. Corect. Era, era un gând. Gata, mergem mai departe la următoarea problemă. Problema 5. Fi ABCD pătrat. Deci, în ipoteză. În ipoteză. Am AB 5, da? Da, 5. ABCD pătrat. E și F mijloacele laturilor AB respectiv BC. E. Aparține lui AB. Ei aparține lui AB. Dar nu așa oricum, da, ci cu calitatea că A e congruent cu EB. Congruent cu EB. F aparține lui BC. F este un punct care aparține lui BC. Astfel încât BF congruent cu FG. BF congruent cu FG. FG. Arătați că EC congruent cu DF. EC congruent cu DF. Și EC perpendicular. Și EC perpendicular. Perpendicular pe DF. Da. Deci arătăm că acestea sunt congruente și perpendiculare, cele două segmente. Așa. Vom desena un pătrat. Hai să fac figura aici. Deci ABCD pătrat. Vă spun un secret, trebuie să fii perpendicular pe figură ca să-l faci corect. Dacă te trai un pic lateral și-l faci, nu iese. Deci, A, B, C, D. Pătratul ABCD. E mijlocul lui AB. E. Îl punem la mijloc. F mijlocul lui BC. La mijloc. Să arătăm că e C. E C asta. Uitați așa. E cât F D. Nu? Cât D E. Așa. Și se perpendiculare. Asta e problema. Te duci înainte. Nu am ce discuta în seara asta cu tine. Nu vreau. Când dacă depinde de mine. Eu hotărăsc. Corect. Ești profesorul rău care nu vrea să te întrebânțezi. Nu contează, mai degrabă mulțumesc. Vrei să mă umilești așa, în direct? Păi nici n-am înțeles problema și gata să vii cu soluția. Dar am și eu un pic de... Orgoliu în mine, vreau să fac și eu problema, ce vreți, mă... Ai văzut-o, pe celălalt n-a făcut-o. Vorba nu știu cu ea, am avut eu o discuție cu cineva așa spune. Domnul profesor, dar ce vreți să mă locuiți pe mine? Cum? Mai ies eu prin târg. Da. Adi, fii atent. Da, problema? Știu o șmecherie. E o șmecherie? Da. Păi așa, că și tu te asociezi cu Mirunașă, amândoi, chiar vreți să mă umiliți. Dar eu nu am să sufăr foarte tare. Da. Deci, atenție, vrem să arătăm că e ce, că de fă. Da. Cum facem mai? Cum să facem? Acolo... Anca. Luăm două triunghiuri și triunghiurile alea să fie congruente. Și eu m-am gândit la triunghiul EBC. EBC, da. Da. Cu FDC.
Fă-te crâmă, ăsta de aici, cu ăsta de aici, așa. Avem șanse să fie congruente? Da! De ce? Păi avem ăsta, e bă cât bă fă, cât mijloace. Și latul într-o pătrat sunt egale și atunci în mijloace sunt de aceeași. Avem un cer de 90 de grade. Bun. Și? Și bă cât toate, cât. Da. Elementele toate. Și gata problema. Despre congruență, da? Despre congruență. Bun, în mare parte. Da. Acum, după ce am reușit asta, suntem foarte încântați de noi, mândri suntem de noi, și aș vrea să arăt că sunt și perpendiculare, mă. Bătăm cu o. Nu? Nu vreau să arăt. Vreau să gândesc și noi. La ce era perpendicularitatea? La mediană sau ce era? O să vezi când redactăm noi. Dar du-te la cealaltă problemă, Mirna. În față din chestia este șanse imense care ți-o oferă. Lasă-l, nu trebuie neapărat să te auzi că vorbești tu aici. Lasă-mă pe mine să mă necăjesc. Vreau și eu să fac problemă. Da? Hai să zicem. Adi. Acum mă gândesc. Stai. Și eu mă gândesc. Dar acum la ce se folosește perpendicularitatea, că am uitat. Cum se demonstrează? Dar zic că unde acolo. Poți să te duci într-un triunghi. Hai să visăm și noi așa. Poate ne ducem într-un triunghi și arătăm că celelalte două unghiuri sunt de 90 de grade și atunci rămâne să 90. Unul arade, dacă mă întâlnesc cu o punctul ăsta și arăt că unghiul ăsta de aici pus ăsta de aici fac împreună 90 de grade, sunt fericit, mă. Da? Da. Deci dacă arăt că unghiul ăsta 1 cu 2, adică D1 și cu C2 fac 90 de grade, nu a rămas să fie 90 de grade? Păi, e logic și fac. Încă o dată. În triunghiul DOC, în DOC, era mi-am amintit de o secvență. Hai să-ți povestesc. Felul care te-a zis mă trimite acolo la problema aceea. Eram în clasa a 10-a. Și la 10 sau a 9-a, a 9-a cred că era. Și profesorul meu se chinuia la o problemă de geometrie, așa, destul de dificilă, cred. Era foarte dificilă chiar. Și intrase într-un unghi mort. Și nu se poate întâmpla. Și am făcut-o, da. Și am făcut-o și obraznic fiind, am spus, am vrut să-l ajut. N-am făcut cum faci tu, eu. Din când în când ridicam mâna și în banc i-a spus, băi, n-am nicio șansă, dacă mă întreabă, nu poate face. Dar am făcut, a zis-o ca să mă audă. Atenție cum am făcut-o. Obraznic. Suficient de obraznic. El, foarte orgolios, nu mă folosea. Adică spune, mă fac și eu. Și eu, cu cât timpul trecea, cu atât insistam. Îl băgam în practică, făceam o presiune pe el foarte mare. Spune, nu mă folosea, treabă, pot să te iau și până mâine dimineață. Deci era obraznicia asta. Și vă pus până la urmă? Nu m-a pus. Eu dau două perei de palme, am trecut pe loc. Atât au putut să facă. Deci, în supărarea aceea mare, o vin la mici, mi-a dat două perei de palme, de n-am mai văzut nimic în fața ochilor. Pe drept. Mă rog, era mult mai elegant dacă el spunea și era mai șmecher, ieșea din încurcătură folosindu-mă, ia bă, și ideea e tu, nu știu ce. Și era foarte elegant în chestia, nu era în momentul acela, sigur că am rămas destul de... Trist în sufletul meu, pentru reacția lui. Dar în același timp, după ani, am realizat că a fost o obrăznicie aceea destul de mare. L-am pus în situația imposibilă. L-ați umilit. L-am umilit și am și vorbit, că puteam să-l tac. Mă punea, nu mă punea, cum a fost elevul cealaltă din clasa a 10-a, când eu eram profesor la rândul meu și a spus, dar ce părere aveți următoarea soluție? Și o vin foarte elegant și mi-a explicat și orice, și m-a dus să-i dau 10 și... M-a povestit să-i dau 10. Da? El era corgent. Așa mi-a minte acum, când tu te-ai agitat aici în bancă și spune eu, nu știu ce, nu știu cum. Stai liniștită și învăț că ce să ofer eu. Rețeta mea este de succes. Da? Atenție! Este de succes și noi trebuie adeși și cu Manca și cu... Tudor. Tudor. Trebuie să facem problema asta.
Da. Eu nu mă las, nu plec acasă de aici. Eu m-am luat soluție. Deci eu trebuie să arăt că D1 și cu, și cu cine adic, cu C2, numai bucata asta, să fac împreună 90 de grade. Că dacă fac 90 de grade, rămâne restul de aici, din triunghiul DOC, să rămână 90 de grade. Nu are, trebuie să demonstrăm că are 90. Domn profesor, dar aș putea da o sugestie? Nu, nu aștept. A, ai putea să te uiți mai departe? Da. Da? Ocupă-te mai departe, o să înțeleg mai târziu dacă nu vrei să, să înțelegi seara asta. Băi, Anca, hai mă să facem noi. Hai că o putem scoate din mână, dacă facem noi problema. Ca ea se poate gândi, că nu se poate gândi mai departe. Mai, când am zis că triunghiurile sunt congruente mai înainte, e B, C și D, C. Dar și e C, e congruent cu D, F. Am zis asta, dar și toate elementele sunt congruente, doctor. Da. Adică unghiul ăsta, D1, cu care unghi este congruent din triunghiul celălalt? E, C, B. Cu E, C, B, adică ăsta vecin, da? Da. Aici tot unul poți presupun, nu? Da. Deci D1 este cât C1. De 1 cât C1. Și eu trebuie să arăt că de 1 și cu C2 fac împreună câte? 90. Dar 1 și cu 2 fac 90. Și sunt unghiuri ale cui? Ale pătratului. Da. Și știi că sunt congruente. Deci fiindcă unghiul ăsta e congruent cu ăsta și fiindcă 1 și cu 2 fac 90 de grade, înseamnă că 1 și cu 2 de aici fac 90 de grade. Și dacă fac 90 de grade, rămas asta să fie 90 de grade. Terminat. Aleluia. Deci, practic, dacă noi insistăm, când scrim congruența, încă o dată, să dovedești lucrul acesta, când scrii congruența triunghiului, scrii și toate elementele congruente de două lor. Da? Tudore, mă conduci. Hai. Hai, are demonstrația mea. Triunghiul EBC. Deci demonstrație, da? Triunghiul EBC. BC. Și triunghiul, congruent cu triunghiul BC. Îl luăm. Triunghiul BC și triunghiul, nu știu că-s concurente. DCF. Triunghiul DCF. Despre cele două triunghiuri putem spune timpul. EC egal cu DF. 51. 51, da, oprește-l ca să...